Sute de copii și adulți au descoperit pe 24 septembrie lumea extraordinară a științei în cadrul evenimentului Noaptea Cercetătorilor, organizat de Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Activitățile destinate minților curioase de toate vârstele au fost pe placul tuturor, mai ales că vizitatorii au avut ocazia să participe la jocuri, concursuri cu premii, experimente sau expoziții pentru stimularea creativității și a gândirii critice. Cei mai curioși au intrat în dialog cu cercetătorii și au urmărit experimente spectaculoase, demonstrații live și conferințe fascinante de știință. Tematicile acestui an au fost Opening Up Science, un tribut adus științei care permite redeschiderea societății, și Reconnect the Green Deal, ce pune în centru eforturile pe care știința le depune pentru a oferi planetei un viitor mai verde. Ne bucurăm că anul acesta să putem avea o ediție față în față. Este o ediție specială în cadrul unui proiect european. Suntem parteneri alături de mari universități din România într-un proiect lansat de colegii noștri de la Institutul de la Măgurele. Este un proiect ambițios, se numește Reconnect Green Deal, ceea ce înseamnă reîntoarcerea la natură, la ecologizare, dar de ce nu, reîntoarcerea la rădăcini, la origini și sperăm ca cei care ne vizitează, copiii, elevii, să-și descopere pasiuni și poate în viitor calea în viață. Marea majoritate a facultăților noastre au pregătit tot felul de experimente speciale, misterioase și avem pregătite și surprize pentru vizitatorii noștri. Prin urmare, îi așteptăm să descopere aceste miracole de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Fundația Comunitară Galați este chiar coorganizator alături de Universitatea Dunărea de Jos. Nu este pentru prima oară când se întâmplă lucrul acesta și ne bucurăm că putem face acest eveniment chiar și în condițiile pandemiei, dar ne-am luat toate măsurile de siguranță și este perfect sigur să ne întâlnim aici. Putem vedea peste 40 de ateliere. Sunt reprezentanți ai facultăților din cadrul Universității Dunărei de Jos. Sunt reprezentanți ai programului Științescu Galați, care este un program coordonat de Fundația Comunitară Galați, un program care se întâmplă în peste 13 județe din România. Științescu își propune să împrietenească copiii cu științele, astfel că le prezintă științele într-o modalitate atractivă pentru ei, într-o modalitate non-formală, prin experimente, prin lucruri pe care ei le văd în viața de zi cu zi și le învață fără să-și dea seama că e neapărat acel... Din momentul ăsta învățăm, da? Deci învățăm prin experimente. Noaptea cercetătorilor europeni se desfășoară anual în peste 300 de orașe europene.